Bună seara, bun venit la o nouă investigație Cutia Neagră Plus. Cobasna, un butoi cu pulbere care a ajuns în prim planul intrigii internaționale. Un depozit cu peste 20.000 de tone de muniții sovietice păstrate pe teritoriul necontrolat de autoritățile moldovenești a revenit în atenția publică în contextul războiului din Ucraina. Care ar putea fi efectul unei explozii la Cobasna? Reporterul Cutia Neagră Plus, Ilie Gulca, a consultat documente secrete, a obținut mărturii de la experții care au inspectat armamentul și a făcut investigații la fața locului. Ce a descoperit, vă arătăm astăzi. După două decenii în care rezultatele inspecțiilor la Cobasna au fost ținute în taină, reporterul Cutiei Negre a reușit să găsească o persoană care a avut acces în interiorul unității militare păzită de grupul operativ de trupe rusești. William Hill a fost șef al misiunii OSCE în Moldova între 1999 și 2006, iar actualmente este profesor de strategie de securitate națională la Universitatea Națională de Apărare din Washington. When I was there, it was first of all it was only ammunition. I've seen a lot of speculation. Actually, it's mostly from the Russian press, and I think it has purposes that are not to inform, but rather to worry people. But anyway, it was a big base. It was, like the territory around, but all of the ammunition. There were no weapons there, no tanks, no personnel carriers at that time, no artillery, just ammunition. And The ammunition was stored underground in bunkers, and it was an enormous amount of ammunition, just, boxes after a lot of, most of it was stored in wooden boxes. We have pictures of it from that time, but just so many boxes, so many bunkers. In 2003, the OSCE assisted and inspected while the Russians removed about half of it. And it all went back to Russia. We inspected it as it was packed in Kolbasna, and we inspected it again at its destination in Russia, and we were able to compare what was loaded in Kolbasna with what was unloaded in Russia, and it all made it to Russia. It was watched by the Ukrainians, because even then, in 2003, of course, the Ukrainians were quite concerned about weapons transiting their territories. Potrivit misiunii OSCE în Moldova, aproximativ 20.000 de tone de muniții au fost retrase în perioada 2001-2004 în Rusia. Unul dintre actorii principali ai acestui proces a fost ex-ministrul pentru reintegrare, Vasile Șova, care a participat la discuțiile cu partea rusă începând cu 1994. Наверное, тоже хорошо знаете о том, что были периоды, когда процесс вывоза вооружений двигался достаточно успешно. 2002-2003 год, последний эшелон ушел, если я не ошибаюсь, в феврале 2004 года, когда практически чуть более половины всех боеприпасов были вывезены на территорию Российской Федерации. Потом появилась длинная пауза. Conform informațiilor oferite de OSCE, 21.000 de tone au mai rămas la Cobasna. Satul cu aproximativ 1.000 de locuitori situat la granița cu Ucraina. Armamentul este păzit de 1.500 de militari ruși considerați ilegal pe teritoriul Republicii Moldova. Începând cu 1992, autoritățile de la Chișinău au solicitat fie în discuții directe, fie de la tribunile diferitor instituții internaționale, retragerea grupului operativ de trupe ruse și a armamentului de pe teritoriul Republicii Moldova. Reiterăm cu fermitate cererea de a retrage complet și necondiționat așa zisul grup operativ de trupe ruse care staționează ilegal pe teritoriul Republicii Moldova. We call on the complete and unconditional withdrawal of Russian troops
We call on the destruction of ammunition from Cobasna stockpiles. De partea cealaltă, Kremlinul și Tiraspolul consideră trupele ruse ilegale de la Cobasna drept pacificatori și o garanție a păcii pe Nistru. Мы знаем, что в зоне безопасности есть миротворческий батальон российский, да, и вот он для того, чтобы поменять миротворческий батальон, один поменять на другой, он должен, первый батальон должен уйти в Тирасполь, а другой должен в Тирасполь зайти опять в зону безопасности. Откуда берется второй батальон? Он как раз берется непосредственно с ОГРУ, где проходит, говорится, подготовку непосредственно воины-миротворцы. Так он является миротворческим батальоном или не является миротворческим батальоном, если он направляет своих военнослужащих в зону безопасности для выполнения миротворческих функций? Războiul din Ucraina a provocat de asemenea temeri că depozitul ar putea fi aruncat în aer, fie în mod deliberat printr-un act de sabotaj al Ucrainei sau al Rusiei. Oamenii de știință din Moldova susțin că o explozie în lanț a depozitelor ar putea egala forța bombei atomice aruncate asupra orașului japonez Hiroshima în timpul celui de-al doilea război mondial. Academicianul Gheorghe Duca a condus în 2005 un grup de savanți bine cunoscuți atât în Moldova, cât și la nivel internațional, care au efectuat calcule în baza informațiilor furnizate de Serviciul de Informații și Securitate despre cantitatea și tipurile de muniții observate în unitatea păzită de grupul operativ de trupe ruse. Noi am aflat din două surse. O sursă asta a fost SISO, cu care noi colaboram pentru că era dispoziția președintele, și altă sursă erau cei din Transnistria, unde eu chiar prin intermediul unor colegi cunoscuți de mine am avut contacte directe cu cei care erau în Transnistria și știau situația militară, știau situația la depozite. Noi am început să vedem acest explozibil, eu ca chimist care mă ocup cu cinetica și cu procesele rapide și explozibile, am calculat că am aproximativ înțeles ce putere, în afară de ce putere, dar unde ar ajunge deci acest val de explozie sau acest flux, care practic a fost calculat în conformitate cu diferite ecuații matematice, chimice, fizico-chimice, de către matematicieni. Cam aproximativ s-a calculat și adâncimea acestei explozii, și raza, și undeva în jurul, la 4 până la 5 km, nu rămânea nicio vietă. Cutia Neagră publică în premieră datele științifice complete privind consecințele unei posibile explozii în lanț a munițiilor depozitate în Transnistria. Conform concluziilor studiului, pe o rază de 500 de metri, explozia ar putea fi fatală pentru populație. Pe o rază de 800 de metri, deflagrația ar putea provoca leziuni pulmonare la locuitorii din zonă. Pe o distanță de 1 km ar putea provoca distrugerea completă a locuințelor. Pe o rază de 1,5 km ar putea deteriora casele într-un grad avansat, imposibil de reparat. Imobilele ar putea să rămână locuibile, dar ar putea să fie grav avariate la o distanță cuprinsă între 4,5 și 9 km. O explozie la Cobasna ar putea sparge geamurile pe o rază de până la 20 de km și ar putea provoca vibrații la sol la o distanță de 100 de km, ceea ce înseamnă că deflagrația ar putea să se simtă până la Peresecina. Fostul șef al misiunii OSCE în Moldova, William Hill, estimează că prezența unei cantități atât de mari de muniții vechi într-un singur loc reprezintă un pericol fizic pentru populația din zonă. It's been getting older. The biggest danger at the time in 2003 and in my opinion right now, the biggest danger is of an accident. Because the ammunition is old, if something were to happen, like a spark were to get in, or you know, some, you know, one of the bunkers were to become unstable, you know, it could be quite a sizable explosion.
There have been a number of explosions since the end of the Cold War. Satelor ucrainene de lângă Cobasna nu se tem de o confruntare fizică cu soldații grupului operativ de trupe rusești din Transnistria, ci mai curând de o deflagrație a depozitelor de muniții situate în imediata apropiere. Sergei Palamarciuc este primarul localității Malii Cuialnic, raionul Podolsk din nordul regiunii Odessa. Satul este amplasat la 50-60 de kilometri de Cobasna. Aviația rusă a distrus întreaga infrastructură a unității antiaeriene din acest sat la primele ore ale zilei de 24 februarie 2022, omorând peste 20 de soldați, bărbați și femei. Am discutat cu alesul local în toamna anului 2022. Sergei Palamarciuc spune atunci că localnicii sunt îngrijorați de o deflagrație a munițiilor din Transnistria, amintindu-și de exploziile provocate de distrugerea armamentului în perioada 2001-2004. Mai mult riscul că acolo va păpădă în aceste sclădiri și va fi zrive. А русских там никто не боится, и русские, я вам скажу больше, они сами воевать не хотят, те русские, которые идут. Как я понял, там больше приднестровцев, а не русских, есть. Только офицеры. Офицеры, может быть, даже те русские офицеры, которые там есть, они же не глупые там парни, они же понимают, что если им начинать воевать, это просто сразу лучше застрелиться там на месте, в Приднестровье. Spre deosebire de îngrijorarea localnicilor ucraineni, șeful administrației Cobasna, Leonid Ivanovici Kuratov, nu se teme de o explozie. Această localitate de 1000 de locuitori iese în evidență față de altele din regiune. Spre deosebire de satele vecine, Cobasna are drumuri asfaltate și case îngrijite. Acest lucru se datorează faptului că unitatea militară Kotr sprijină financiar autoritățile locale. Din motive de securitate pentru echipa de jurnaliști, nu am reușit să filmăm sătucul cu un regim de securitate deosebit de înalt, iar discuțiile avute cu primarul de Cobasna le-am înregistrat audio. Leonid Ivanovici Kuratov este convins că unitatea militară rusă și depozitele de muniții din satul său sunt singurele lucruri care țin în viață așezarea. Люди не боятся, потому что они это их место работы, они там работают, они имеют зарплаты хорошие, потому что это сами, если бы не эта воинская часть, люди село вымерло, потому что село старое. Они работают в воинской части, имеют зарплату и отношение к ним там человеческое. Сколько сельчан работают в... Это секретная информация. Conform unei decizii a Curții Constituționale a Republicii Moldova din 2017, circa 70% din comandamentul unității militare a grupului operativ de trupe ruse staționat la Cobasna, inclusiv depozitul de muniții, este constituit din locuitorii din Râmnița și Cobasna și 100% din personalul tehnic al depozitului de la Cobasna, șef de depozite, tehnicieni, mecanici, îl constituie locuitorii regiunii. Această decizie a Curții Constituționale a fost emisă la sesizarea unui grup de deputați liberali care au cerut curții să explice dacă este respectat principiul de neutralitate al Republicii Moldova prin dislocarea pe teritoriul statului a trupelor militare ale unei țări străine. Locuitorii din Cobasna și cei din satele de peste granița ucraineană, Domnița și Stanislavka din raionul Podolsk, au avut până la război o relație foarte strânsă. Totul s-a schimbat după anexarea Crimeei de către Rusia în 2014. Grănicerii ucraineni au săpat un șanț de-a lungul segmentului de frontieră cu Transnistria. Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei a transformat șanțul săpat în 2014 într-o prăpastie adâncă umplută cu ură. Leonid Ivanovici Kuratov este nostalgic după perioada în care sătenii din Cobasna mergeau să își vadă rudele din satele ucrainene și îi acuză pe americani, vorba lui, că i-a schimbat pe ucraineni din rădăcini. Прекрасно, как жили мы это самое, что натворили эти американцы. Просто людей в корни поменяли, ну это вообще поменяли в корни вот украинцев. Как они на это пошли, как они могли пойти на это все, что с ними стало, прозомбированные.
Также сейчас молдаван тоже тянут в НАТО, тянут за самый... Какой НАТО? В Европу вы будете? De cealaltă parte, primarul satului Malăi Cuialnic, Sergei Palamarciuc, explică atitudinea localnicilor din satele ucrainene de la granița cu Transnistria prin caracterul regimului prorus secesionist din Tiraspol. Какая Америка там не зомбировала эти приграничные зоны этих жителей? Они сами просто поняли, что ситуация ухудшилась, потому что территория Приднестрова оккупированная территория российскими войсками, и что жители Приднестрова, они тоже как бы имеют отношение к этому отрицательному действию, которое сейчас происходит. Да, пока сейчас в Приднестровье тихо. Я думаю, что там оно, ну, особых проблем там не будет. Там единственная угроза – эти наличие боеприпасов в этих складах колбасной. Да. Вот чего мы опасаемся. Физической угрозы оттуда нету. Мы, тут у нас такие, говорят, погранотряды, воинские части, мы не боимся физического противостояния. Și totuși, cât de real ar fi ca una dintre părțile beligerante implicate în războiul din Ucraina să detoneze depozitul de la Cobasna? Și ce soluții nepericuloase există pentru a scăpa de miile de tone de muniții păstrate în regiunea transnistreană? Vara trecută, Ucraina a atacat zeci de depozite de muniții rusești în Donbas, folosind rachete HIMARS furnizate de SUA pentru a lovi ținte în spatele liniilor frontului. Un atac masiv ucrainean asupra a ceea ce este oficial teritoriul Moldovei, o țară prietenă, ar fi greu de justificat. Probabilitatea ridicată a victimelor civile ar trebui să acționeze ca un alt factor de descurajare, deoarece ar pune în pericol sprijinul diplomatic și militar occidental de care depinde Ucraina. Întrucât Cobasna se află la doar 2 km de granița cu Ucraina, explozia va avea cu siguranță un impact și asupra civililor ucraineni. Конечно же, Приднестровье является потенциальной угрозой для безопасности в регионе, в первую очередь для Молдовы и также для Украины. И там находятся военные склады, которые достаточно легко уничтожить в случае необходимости. Но Приднестровье – это раковая опухоль для Молдовы, это проблема для Украины. Если народ Молдовы и парламент Молдовы, президент Молдовы решат восстановить территориальную целостность и будет поддержка в этом вопросе, то я думаю, что у вас есть полное на это право. Cel mai mare pericol pentru Cobasna poate proveni încă din cea mai prozaică dintre amenințări, o explozie accidentală. Preocupări similare au fost evidențiate într-un raport OSCE în urma vizitei ambasadorilor din noiembrie 2006 la Cobasna, ultima inspecție a unei echipe internaționale. Raportul spunea că nu există un inventar exact al munițiilor, în timp ce păstrarea acestora ar putea fi afectată de modul în care au fost depozitate. Generalul de brigadă în rezervă, Vitalie Stoian, a executat din 1992 până în 2008 misiuni de deminare și de distrugere a obiectelor explozibile de pe teritoriul Republicii Moldova și din zone de conflict din străinătate. Dacă se dorește de executat acest lucru, el trebuie de făcut. Noi ne dăm seama că v-am spus că dacă se va stabili că această muniție nu poate fi transportată, spre exemplu, pe calea feroviară, aeriană, deci în, nu știu, în afară Republicii Moldova, da? Deci ceea ce poate fi periculos, și asta într-adevăr poate fi așa lucru acesta, înseamnă că trebuie ce de făcut? De dezasamblat. Și dacă cât mai repede începem, cu atât mai repede terminăm acest lucru. În primul rând ar trebui de stabilit ce tipuri, ce categorii de muniții, câți ani respectiv are și se face prin două metode de regulă. Prima variantă, deci testări chimice, a doua variantă, prin, deci executarea focului prin țava tunului, da, ca să stabilim deci, dacă este posibil să fie folosită. Cum văd eu și cum deci, ați relatat și dumneavoastră că deci, are deci, un termen deja destul de mare, ar fi logic ceea ce s-ar dori să fie deci, distrus, adică de apreciat, da? Și prin metodă deci, ori mecanică, ori prin metodă deci, explozibilă să fie distrusă. Prin metodă explozibilă deci, este foarte simplu deci, să
Dacă este posibil de transportat această muniție, deci la un centru de instruire, acolo se distruge prin metodă explozivă, ori prin metodă mecanică, se desasamblează, adică se scot focoasele, dacă sunt instalate respectiv, și ori deci se extrage și substanța explozibilă. Desigur, metoda explozibilă, aș zice că e deci destul de complicată, e mai puțin dorită din punct de vedere a ecologiei, fiindcă deci, o să fie deci, afectată deci, ecologia. Metoda deci, mecanică e mai eficientă, dar e, cred că mai costisitoare ar fi și, desigur, deci, a dura o perioadă mai lungă. Întrucât distrugerea la fața locului este un proces costisitor și complex, Moldova ar trebui să înceapă să se pregătească pentru aceasta prin convocarea unei conferințe a țărilor organizațiilor dispuse să contribuie, potrivit lui Serghei Gerasimciuc, director executiv adjunct al Centrului de Politică Externă Ucrainean de la Kiev. Conform unor documente ale Departamentului de Stat al SUA publicate de Wikileaks, fostul ministru de reintegrare, Vasile Șova, îi spunea în 2007 ambasadorului SUA la Chișinău că singura cale de soluționare a problemei munițiilor este evacuarea lor. În opinia lui, utilizarea lor pe loc ar presupune distrugerea a sute de rachete pe zi și ar dura o perioadă îndelungată. Astăzi Șova și-a schimbat părerea. Я хочу вам сказать о том, что я считаю, что, конечно, был период, когда Кишинев отстаивал исключительно путь, который был связан с вывозом боеприпасов и выводом российских войск. Прошло очень много времени, сегодня 2023 год, эти боеприпасы не стали свежее. И, как говорят специалисты, что часть из них просто не подлежит эвакуации, но и поэтому нуждается в утилизации на месте. Но для того, чтобы очень четко определить порядок движения и решения этих вопросов, необходимы переговоры. Fostul șef al misiunii OSCE în Moldova, William Hill, a relatat că în 1999-2006, deși se vorbea că evacuarea munițiilor în Rusia ar putea dura mulți ani, până la urmă, transportarea celor 21.000 de tone ar lua doar 6 luni. I heard a lot of different opinions of how fast and how difficult it would be to destroy some of the ammunition in Kolbasna. And the real answer is that it's some of it is going to be dangerous. You will have to be careful, but we don't know exactly how much it's going to cost, and we don't know how fast it will be. But I think, you know, certainly the OSCE and those that supported the voluntary fund at the time were committed to the process, to carrying it through to the end. And I think if given the opportunity, most of those who were involved still have that commitment. Secretarul de stat de la Ministerul Apărării, Valeriu Mija, a declarat pentru Cutia Neagră că întreține discuții permanente atât cu partea rusă, cât și cu omologilor ucraineni pentru a preveni o dramă și o catastrofă ecologică. Noi tratăm această întrebare din punct de vedere profesionist, cunoaștem relativ situația prin anumite informații care noi le primim de la colaboratorii noștri, inclusiv avem consultări de lucru cu reprezentanții Federației Rusă, inclusiv la Comisia Unicată de Control Comandamentul Militar, unde se discută inclusiv depozitul la Kolbasna. Există mai multe informații de gen speculativ, cum ar putea fi sau ce este, noi ne bazăm la situația de facto, că depozitul este staționat și fără schimbări calitativ-cantitative, însă noi suntem în dialog și cu partenerii noștri din Ucraina pentru ca situația să nu fie escaladată în jurul la depozitul de Kolbasna. Autoritățile secesioniste transnistrene au refuzat să răspundă la întrebări, în timp ce ambasada Rusiei în Moldova nu a răspuns unei solicitări de comentarii. Despre
depozitul de muniții de la Cobasna și pericolul pe care îl poate purta păstrarea a peste 20.000 de tone de muniții la 2 km de linia de front din Ucraina, adică la hotar cu Ucraina, discutăm cu invitații din această parte a emisiunii. Invitați în studio sunt domnul Vitalie Marinuță, fost ministru al apărării. Bună seara! Bună seara! Domnul Alexandru Flenche a fost șef al delegației Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control. Bună seara! Bună seara! Domnul, sau nu domnul, Ilie Gurca, colegul meu, autorul investigației de la Cutia Neagră, despre care discutăm. Bună, Ilie! Și în legătură cu noi prin Skype este domnul Valeriu Mija, secretar de stat al Ministerului Apărării. Bună seara, domnule Mija! Bună seara și mersi de invitat! Investigația din această seară vine cumva în contextul fricilor alimentate în societate de diferite surse. Pe de o parte că ar putea ucrainenii să atace aceste depozite de la Cobasna, pe de altă parte că rușii ar fi interesați într-un anumit context să provoace un atac, o deflagrație acolo, și atunci noi ne-am gândit. Hai să înțelegem ce este acest depozit, cât de periculos este depozitul ăsta pentru regiune, pentru oamenii care trăiesc în apropierea depozitului de la Cobasna. Și prima, vreau să încep discuții de la aceste temeri legate de o deflagrație la Cobasna. Ele sunt, există motive de îngrijorare adevărate sau vorbim totuși de speculații care să trezească frica în rândul oamenilor și mai degrabă să alerteze artificial societatea? Nu știu, poate o să începem de la domnul Mija, pentru că dumnealui cunoaște mai bine realitățile. Ceea ce cunoaște Ministerul Apărării constă în faptul că, într-adevăr, depozitul de la Cobasna are în cantitatea asta, calitativ cantitate, până la 20.000 de tone. După aici trebuie explicată întrebarea că ei sunt înstocate într-un singur depozit, dar din punct de vedere securitate, el este dispersat în mai multe depozite, subdepozite, care sunt protejate conform standardelor de securitate. Aici noi am fost în contact cu autoritățile Federației Ruse Militare, am exprimat îngrijorarea noastră, această îngrijorare a fost confirmată și la Comisia Unificată de Control. De fapt, s-a confirmat că modalitatea de păstrare și curanță în formă standardelor de siguranță. Cred că nu trebuie să fie anumite îngrijorări pentru populație. Deci îngrijorări legate de accidente întâmplătoare acolo. Da? Așa înțeleg. Da. Da. Mai multe amunițiile sunt cu termen expirate. Nu sunt toate de calibru convențional 100 mm. El este calibru 100 de milimetri și în jos, sau armament ușor, sau dacă considerăm că el este cu termen expirat, multe dintre ele pot fi deja nefuncționale, dar unele dintre ele nu pot fi manipulate și transportate. Am înțeles. Pentru că poate fi produsă explozie neintenționată în lans și deferit, care pune asumarea riscului de a evacua. Deci, experții mai mult sunt de opinie că ele ar trebui fi neutralizate pe loc la o distanță de la depozit. Există tehnologie. Restul informațiilor care apar în mass-media de natură speculativă, ce dacă ar fi, aici cred că Ministerul Apărării nu poate să cunosc, este o investigație, dar noi suntem în legătură cu reprezentanții Federației Ruse, cu reprezentanții ucraineni și noi considerăm situația ei la control. Am înțeles. Știu că dumneavoastră trebuie să vă retrageți, că aveți alte evenimente, sunteți în deplasare, de asta am să vă adresez o întrebare dumneavoastră, domnule Mija. Tocmai ați menționat despre faptul că o parte dintre aceste muniții există un pericol de transportare și soluția ar putea fi ca ele să fie dezamorsate acolo pe loc. Cam asta ne-au spus și mai mulți experți în investigația pe care a făcut-o Ilie. Ca să se purceadă la această procedură, ca să poată fi dezamorsate aceste muniții
pe loc în Cobasna, nu știu dacă exact în Cobasna. De ce este nevoie? Este nevoie de a instala o linie industrială cu experți care sunt specializați în aceste muniții și există două tehnologii, camere de ardere, care finală pot arde aceste muniții, producerea anumitului explozii cu elementul de securizare. De exemplu, munițiile se arde într-o anumită cameră și ele nu produc pericol. Ce se referă la anumite alte muniții, persoane trebuie să le atenționeze, este nevoie de ingineri în domeniu. Am înțeles. Construcția acestei infrastructuri ar lua cât timp? Dacă, de exemplu, am putea avea, înțeleg că și acceptul și a Rusiei și a celor din stânga Nistrului, că fără acceptul lor, nu știu dacă poate fi făcut asta. Evident. Asta este o surpriză. Construirea acestor linii sau aducerea lor mobile nu poate dura mult. Poate dura câte linii pot fi instalate, care vor capacitatea să se prelucreze de toane. Din acest motiv și autoritățile de Moldova mereu au insistat evacuarea, că aceasta este cel mai rapid cale. Am înțeles. Mulțumesc mult, domnul Mijă, pentru intervenție. Noi o să continuăm cu discuțiile deja în studio despre pericole și despre soluțiile de a degaja depozitele de muniții de la Cobasna. Haideți mai întâi despre aceste pericole. Dacă îmi permiteți, da. Înainte de asta, un mic remarc. Nu vreau să intervin peste domnul Mijă, care are timpul limitat. Un lucru care trebuie să fie clar înțeles, că aceste depozite, problema lor este strict o chestiune bilaterală între Republica Moldova și Federația Rusă. Tiraspol nu are nicio treabă aici, chiar dacă asta se află în stânga Nistrului. Ultimul lucru care, în general, este posibil, măcar și teoretic, e ca să fie cumva și Tiraspol implicat în acest proces. Pentru că e o chestiune care vizează, de fapt, deși este o chestiune bilaterală, dar vizează securitatea mult mai multor state, cu acordul nostru, dar și al Federației Ruse, a fost chestiunea scoasă în contextul OSCE. Deci avem și un rol și o implicare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, care până la urmă sunt cele 57 state care o fac, o bună parte din care au donat bani în trecut și au reconfirmat de-a lungul anilor disponibilitatea de a dona mult mai mulți bani ca să scăpăm de aceste depozite. Dar, repet, politic este strict între noi și Federația Rusă. Doar noi putem hotărâ cum are loc asta și când va avea loc asta. Și vreau să confirm acest lucru pentru că în toate demersurile pe care le-am făcut la pretințiile instituției de stat din Transnistria, pretinsul lor minister de externe, serviciul lor de presă mi-a spus că această întrebare trebuie să o puneți ambasadei Federației Rusiei la Chișinău și confruntate cu alți pretinși oficiali din stânga Nistrului mi-au spus același lucru, că eu adresându-le lor această întrebare cumva le-am adresat-o sau am pus-o unor entități greșite. Trebuie să subliniez că am avut o discuție intensă cu cei din Transnistria, mi-a reușit acest lucru și mă bucur foarte mult. Asta este. Deci ei se spală pe mâini că nu este treaba noastră, dar în același timp, când a fost blocat retragerea acestor muniții, să ne amintim de anul 2004, atunci a fost invocat refuzul lui Smirnov. Da, și aici apare așa o lipsă de coerență și o bâlbâială între strategia Rusiei și a Tiraspolului atunci când le convine, invocă această diferență de atitudine și în același timp când nu le convine. Moscova acționează prin ei. Da. Aici este strategia nu a Moscovei și a Tiraspolului, este strategia Moscovei, care când le trebuie folosesc, așa cum le trebuie. Fiindcă Tiraspol nu are cuvântul său per se, da? Că ei depinde 100% de Kremlin, ce le spune, ce ei fac. Cât de sigure sunt aceste depozite?
Eu, scuzați-mă că mă bag eu în... Invitat, așa că e cazul să... Da, poate nu sunt persoana indicată să menționeze. În urma documentelor pe care le-am consultat, aceste două depozite sunt precare și sursele au menționat, surse confruntate, că nici măcar nu există un inventar a acestor muniții, ce și unde este pus. Și acest fapt este stipulat în mai multe documente OSCE. Chiar dacă nu au fost acești delegați OSCE, nu au fost experți sau nu știu ce, nu știu... Deci, faptul, hazardul ăsta al amenajării acestor buncări și a munițiilor în aceste depozite demonstrează o anumită precaritate, ca să spun așa. Din cauza, din ce? Că e neglijent? Adică nu consideră că trebuie păstrate mai bine? Unele surse au menționat că era vorba de o grabă foarte mare și ei au evacuat ce le-a trebuit lor mai mult, mă refer la autoritățile ruse, și în spațiu gol creat au trântit și ei acolo ce au putut. Am înțeles. Aici putem să vorbim despre... Adică nu a fost respectat registrul ăsta, ordinele de unde și securitate. Asta e una, că a fost pus claipse grămadă, cum se numește, dar a doua, ce avem noi în vedere, securitate a munițiilor în cază. Dacă ne uităm din punct de vedere a securității păstrării munițiilor și armamentului conform standardelor NATO, atunci noi putem îndeopște să spunem că acolo nu este niciun pic de securitate. Chiar dacă luăm și modul de instrucția și modul de pază și protecție a munițiilor și armamentului chiar de Uniunea Sovietică, acum a Federației Ruse, eu sunt convins că acolo nu este un sistem antiincendiar, da, care să fie monitorizat prin electronic cumva, doar baloanele astea incendiare, poate că și le au lada aceea cu nisip, două lopeți, două căldări și așa mai departe, ca de obicei în Federația Rusă. Și noi uităm că acest depozit a fost construit prin anii 40 ai secolului trecut, da? Încă când era Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească, în parcă în partea cea. Deci este un bunker după sau nu mai țin, înainte de început de a fi construit înainte a celui de-al doilea război mondial și deja finalizat după. Deci, a doilea, ce trebuie să menționăm... Pe de altă parte, aici am să vă întrerup un pic. Cei care sunt acolo, da, trupele astea care păzesc, păzesc, plus oamenii din localitate, din Cobasna, care deservesc, fac munca asta de deservire prin preajmă, ei sunt primii interesați ca să fie totul păstrat bine, pentru că, Doamne ferește, în cazul unui accident întâmplător a unei deflagrații, primii care sunt afectați de asta. Păi, ei sunt cointeresați, dar cine întreabă pe ei, fiindcă ei sunt doar oamenii care implementează, da, instrucțiile care se dă, ordinele care se dă. Și aici, într-adevăr, este un pericol, cum a spus și domnul Mija, că în principiu acolo este totul securizat, însă dumnealui de semne a menționat că mare majoritatea acestor muniții sunt cu termenul expirat, dar aici termenul nu numai de păstrare, dar și nu numai de exploatare, dar și de păstrare. Deci aici, după zicala aceea că un băț și acela împușcă o dată în an, dacă nu-l păstrezi așa cum trebuie. Dar aici obuze, grenade și așa mai departe. Deci este un pericol și un pericol destul de mare, eu personal consider. Chiar dacă ele sunt păstrate sub pământ, în bunchere și așa mai departe. Aer liber, din câte știu. Da, aer liber, tot. Da. Din viața de până la război, am văzut că chiar și în condiții de pace, incidente la depozite de muniții se întâmplă. S-au întâmplat parcursul ultimului deceniu și în Federația Rusă de mai multe ori și cel puțin o dată care mi-o amintesc acum și în Ucraina. Da. Deci la depozite de muniții care sunt mult mai noi, care sunt sau sunt alocate resurse mult mai multe pentru întreținerea lor corespunzătoare. Deci de fapt vorbim despre probabilități. În cazul în care acest depozit n-ar exista deloc, probabilitatea este zero. În momentul în care este un depozit de muniție, vorbim de un anumit grad de probabilitate că ar putea să aibă loc un incident întâmplător sau ba. Și deja sunt mai multe variabile. Și condițiile de păstrare, și
sistemul antiincendiar, alte sisteme de monitorizare, vârsta acestor, termenul de păstrare a acestor muniții. Deci, în cazul dat, avem mai mulți factori care fac această probabilitate să fie mai mare, chiar și în lipsa unor intenții de a provoca un incident. Se poate produce de la sine. Singura modalitate de a elimina aceste riscuri este să scăpăm de depozite. Lucrul ăsta, de fapt, îl recunosc și rușii, pentru că au și interesul lor să păstreze. De fapt, haideți să vorbim. De ce rușii păstrează acolo depozite? Dacă recunosc vizita propriu-zisă lui Șoigu în august 2019 cu o chestiune publică anunțată pe agenda, cea de distrugere a munițiilor vechi. De ce o fac? Pentru că recunosc, da, că potențial e o problemă. Și dacă, doamne ferește, s-ar întâmpla cu un incident, primii noi avem de suferit Ucraina, dar Rusia ar avea de suferit politic. Deci ei își asumă total răspunderea pentru modul sigur, în care să atunci păstreze. Cum ar mai justifica de ce să păstreze? Deci ei realizează, înțeleg aceste riscuri, vor să le gestioneze, să le reducă. Acum, de ce totuși păstrează? De din două motive. Primul, Federația Rusă are nevoie de acele depozite ca și pretext ca să-și păstreze grupul operațional în trupe ruse, pentru că uite, nu putem retrage militare pentru că avem muniții. De ce nu putem retrage muniții? Pentru că avem militare. Da. Al doilea motiv, în stânga Nistrului este așa numită armată. Așa numitele forțe armate, MGB-ul, alte trupe cu destinații speciale care utilizează muniții. De unde le iau? De la depozitele de la Cobasna. Pentru că Transnistria nu poate cumpăra legal și nici ilegal în condițiile actuale nu ar putea aduce muniții. De unde timp de 3 decenii, deja 4 deceniu, se alimentează cu obuze de artilerie, cu cartușe? Exact acolo, de la Cobasna. Deci, din astea două motive, rușii în continuare își păstrează depozitele. Acum, repet, ca să gestioneze riscurile, să reducă riscurile unui incident, înțeleg și rușii, bine, asta a fost până la război, acum sigur că situația este cu totul alta, dar și-ar fi dorit ei atunci, cred că doresc și în continuare să facă ceva cu asta, să scape de munițiile vechi care pot fi doar, se pare că doar procesate, distruse, dezamorsate acolo pe loc, nu mai pot fi transportate chiar din punct de vedere al siguranței fizice, ne mai vorbim de contextul de război. Scopul nostru și obiectivul nostru este să scăpăm de aceste depozite în totalitate. Da, vreau și să-l completez pe domnul Frenchea. Acest conform potrivit experților pe care am reușit să le iau opiniile, acest depozit are de asemenea un rol politic bine definit. Cum a spus domnul William Hill de la Washington în engleză, este un riceag pentru al Moscovei, pentru a da din deget de fiecare dată Chișinăului când îl cuprinde, când le cuprinde pe autoritățile de la Chișinău, ca să spun așa, fierbânțeala aspirațiilor europene. De fiecare dată Moscova indică asupra acestui depozit, asupra acestui riceag, ca să-l cităm pe domnul Hill. Adică rolul politic este un rol politic bine stabilit, ei fac, îl exploatează din plin în decurs de 30 de ani, însă conform, chiar o să-l citești pe domnul Mija, din ce am înțeles eu din discuțiile pe care le întreține autoritățile noastre responsabile de apărare cu reprezentanții ambasadei Federației Ruse la Chișinău, rușii au tranșat limpede că ei discută doar despre o eventuală distrugere a acestor muniții și în niciun caz despre retragerea grupului operativ de trupe ruse. Deci ei disting. Este vorba de două lucruri. Uh-huh. Și atunci deci logica distrugerea nu evacuare. Că acum de fapt nici nu prea au cum, da, să le evacuare. Nu, mă refer la faptul aici că nu știu acum dacă ei și-au argumentat de fiecare dată prezența militară ilegală prin faptul că asigură securitatea acestui depozit, dar cum spun, bine,
noi distrugem depozitele, dar oricum rămânem. Uh-huh. Așa, vrea mușchiul nostru să rămânem aici. Și nu ne pasă de noi asta, de ce zici la Chișinău. Cum influențează războiul din Ucraina, iată, soarta sau soluțiile pentru degajarea acestor depozite de la Cobasna? Adică, în funcție de ce se întâmplă cu acest război, există vreo soluție din care, cum să zic eu așa, bună pentru Cobasna, ca să poată fi evacuate sau distruse aceste muniții, sau este complicat? Primul efect al războiului este cel că toată lumea a brus și amintit că sunt aceste depozite. Asta deja e bine în sine, pentru că, din punct de vedere pur tehnic și fizic, dacă vreți, probabilitatea unui incident la începutul războiului nu s-a făcut mai mare. A fost mereu. Și probabilitățile cresc pe măsură ce trece timpul. Dar e important că lumea și-a amintit că războiul, de fapt, a schimbat foarte mult în mințile moldovenilor și tot mai mult unul conștientizează și riscurile provocate de aceste depozite și riscurile unui conflict nesoluționat și multe, multe altele, respectiv autoritățile fiind nevoite să răspundă acestor îngrijorările cetățenilor, să acorde mai multă atenție subiectelor de securitate. Eu cred că probabilitatea unui incident la aceste depozite, odată cu începerea războiului sau faze active a invadării Ucrainei după februarie anul trecut, a crescut. Nu a rămas aceeași, dar a crescut, fiindcă, din punct de vedere militar, atât ucrainenii, cât și Federația Rusă, cât și noi, ne gândim, păi da, n-ar fi rău să fie noastre. Da. Fiindcă chiar dacă majoritatea experților spun că sunt vechi, sunt deja cu termenul expirat, sunt depășite obuzele date, păi dacă ele au fost păstrate cât de cât în condiție relativ bune, da, și ele au fost, atunci cel puțin 50% dintre ele pot fi folosite. Haideți să ne uităm așa, franc, la noi, în Republica Moldova, în ce fel de condiții se păstrează munițiile și ele nu sunt mai noi, nu sunt mai curente, da? Uh-huh. Tot de Uniunea Sovietică au fost modernizate, marea majoritate, aproape toate, cred că, dar nu toate depozitele. După 2010 încoace au fost alocați bani de către partenerii noștri de dezvoltare și unele depozite au fost renovate și condițiile mult mai bune. Asta e corect. Însă, cred că atât Ucraina, dacă vor fi create condițiile, va fi, nu știu, regiunea transnistreană ostilă, vorbim despre diferite scenarii, nu că așa este, ar încerca să le folosească sau să le distrugă ca să nu fie folosite în luptă împotriva Ucrainei. Atât Federația Rusă, dacă ar vedea că este un moment oportun, ar dori să-și folosească ceva din obuzele date. Noi considerăm că ele ar trebui să fie noastre. Eu cred personal, fiindcă dacă ne uităm în urmă, în anii 90, când s-a destrămat Uniunea Sovietică, tot ce a fost pe teritoriul nostru trebuia să rămână pe teritoriul suveran al Republicii Moldova, inclusiv și acest depozit. Deci, la moment, eu consider că riscurile, da, sunt mult mai mari decât noi am dorit sau decât noi le discutăm. Eu vreau să discutăm un aspect legat de informațiile pe care le-a găsit Ilie. Deci studiu făcut de academicienii Academiei de Științe de Republica Moldova, un grup condus de Gheorghe Duca, care a încercat, pornind de la, mă rog, date exacte, acum eu nu sunt chimist și cu siguranță nu pot să, nu vreau să intru în detalii, dar a încercat să simuleze care ar putea fi efectul unei deflagrații la aceste depozite și ce distrugere ar provoca în cazul în care s-ar întâmpla astfel de deflagrații. Noi, colegii mei de la departamentul grafic au făcut și o simulare pe care putem să o vedem acum despre modul în care s-ar produce stricăciuni în cazul în care s-ar întâmpla această, Doamne ferește, o astfel de incident. Deci,
conform? Dar cred că e un pic exagerat. Uh-huh. Un pic exagerat? Da, sunt multe variabile. Deci, probabil așa o imagine spectaculoasă s-ar produce în cazul în care ar detona 20.000 de toni de simultan. Simultan, da. 20.000 de toni nu sunt 20.000 de toni de explozibil, mai este sfericul. În al doilea rând, în funcție de natura incidentului, în funcție de condițiile de păstrare care nu le cunoaștem până la capăt, care sunt exact, lucrurile astea oricum nu s-ar produce simultan. Nu vreau nicicum să diminuez riscurile sau să neglijez îngrijorările oamenilor. Sigur că dar nici nu vreau să producem panică, adică nu cred că ar fi ceva văzut vizibil din cosmos. Scuzați-mă, domnule Flenchea, eu vreau să reiterez aici declarația unui oficial ucrainean. Este vorba de consilierul Ministerului Afacerilor Interne, domnul Gerasimenko, dacă nu mă înșel. A spus-o foarte franc și fără atâtea ocolișuri, că depozitul, chiar a spus-o precis, ca să nu operăm să facem speculații, în iunie 2022, acest oficial ucrainean a declarat că depozitul de la Cobasna este o țintă foarte ușoară pentru forțele armate ale Ucrainei. Și eu sunt de acord. Atunci când vorbim de precauție, de o explozie în lanț, de nu știu ce se întâmplă, dacă lansează câteva rachete, ce mai contează explozii în lanț? Nu, contează, aici contează. Și aici vorbim, vreau să... Ca să fie efectul ăsta mare, trebuie să fie o deflagrare totală. Ai pus 20 de tone de trotil, da? Le-ai explodat toate odată, iată, atunci sunt de acord, asta e. Dar acolo sunt, spunem, toate munițiile în cauză sunt în lăzi. Lăzile sunt atât extraterestre, da? Pe teritoriu, cât și în bunkeri. Bunkerile sunt în camere, după toate instrucțiunile cum să construiesc ele, eu nu știu câte etaje sunt acolo, 2, 3 în pământ sau câte, sau numai 1, nu știu. Dar ele de obicei sunt camere de beton. Deci probabilitatea aceasta să poți să le declanșezi pe toate odată, cât este de mare o astfel de probabilitate? E destul de mică, e foarte mic. Mai mare riscul este nici nu deflagrația în cauză. Mai mare riscul este... Să incendiu în care tot să explodeze asta e una, dar eu îl consider cel mai mare risc este când persoanele care sunt cointeresate nimeresc acolo și iau ce le trebuie de acolo. Și acum folosesc, ulterior le folosesc, da? Pentru formațiuni paramilitare, pentru a vinde, pentru a înarma cine vor ei. Iată, asta e un pericol mult mai mare. Pentru a ajunge în Chișinău și a le folosi la proteste. Și tot așa și tot așa. Iată, asta e un pericol. Doamne, nu, eu spun doamne ferește, dar spun că este mult mai important, fiindcă, cum a spus dumneavoastră, este o țintă foarte ușoară. Vreau să atât pentru rachetele lor, cât pentru gruperile. Element, în opinia mea, important. Că noi scrim, jurnaliștii scriu despre oameni. Asta e scopul nostru, să scrim pentru oameni. Vizita pe care am făcut-o eu în zona raionului Podilsk, în aceste localități din Ucraina, vizita pe care am făcut-o la Cobasna, opinia mea sau concluzia pe care am tras-o după ce am vorbit cu localnicii de acolo, este faptul că în Ucraina oamenii se tem foarte tare de o eventuală deflagrație, pentru că ei au în imaginarul lor și în memoria lor colectivă perioada în care au fost distruse în 2001-2004 acolo și le-au fost sparte geamurile și au trăit cu... și au acum frica, această teamă este alimentată de război. Ucrainenii din această zonă nu le este frică de o confruntare ucrainenii. Am vorbit cu oameni de pe drum. Lor nu le pasă de rușii care sunt în Transnistria și nu se tem de o confruntare fizică cu ei. Lor le este teamă de o eventuală explozie. Și autoritățile locale mi-au spus-o limpede, primari din aceste localități, mi-au spus limpede faptul că acum ei sunt foarte deranjați, ucrainenii, de faptul că din cauza acestui depozit și prezența lui rusească acolo, ei sunt obligați să țină fixate acolo
blocate acolo, câteva mii de soldați, sigur, sigur, în loc să fie folosiți în estul Ucrainei, stau acolo. Am intrat acolo în această zonă, eu am văzut în Podilsk oameni la fiecare metru pătrat cu Kalashnikov în mâini, care sunt prezenți acolo. Podilsk este un oraș foarte militarizat, nu calcă niciun om fără ca să fie controlat, am fost verificat, mi-a spus precis unde să merg, cu cine să vorbesc. Și oamenii sunt, se tem foarte tare. De cealaltă parte, fricile lor. Da, în opinia mea, da. De cealaltă parte, atunci când am vorbit cu domnul Leonid Ivanovici Curatov din Cobasna, el este un om, el este un om foarte liniștit și mi-a spus așa foarte tandru și inocent că Cobasna, satul Cobasna se hrănește de acolo și că au salarii și că băieți nu va fi nici... Da, li s-au făcut școală, li se face, scot tractoarele de acolo, le faci nu știu ce ordine, le mătură prin sat, le-au tras gaz, le-au făcut șosele, toată lumea este fericită, nimeni nu e frică. Opinia și, cum să vă spun, ce am vrut eu să aflu este că de fapt, frontiera moldo-ucraineană, pe segmentul transnistrian, în punctul Cobasna, este de fapt o prăpastie imensă. O prăpastie imensă care separă două lumi. O prăpastie imensă și atunci m-am gândit eu la politica de reintegrare a Republicii Moldova. Nu știu când o să mai putem noi integra, că sunt două lumi diferite, care sunt speriate și au fobii diferite și nu știu cum să le tratăm. Un primar al unui sat... Eu vorbesc ca un jurnalist. Da. Nu este reprezentativ pentru a vorbi despre toată societatea din stânga Nistrului, care nu este atât de monolită cum și-ar dori unii și cum își imaginează mulți la Chișinău, unde este o diversitate de opinii, unde este primarul sau șeful administrației satului Cobasna, de exemplu, doamna Roibu, da, directoarea liceului de la Bender. Sunt mulți alții, inclusiv cei 16% din alegători care în ultimul scrutin prezidențial au votat pentru candidatul prezidențial Maia Sandu, fără ca dânsa să aibă posibilitate să facă acolo campanie. Deci sunt diferiți. Eu nu aș exagera riscurile sau nu aș vorbi despre imposibilitatea integrării regiunii, primul vorbim de oameni, a populației acestei regiuni în societatea republicană. Vreau, pentru că suntem cumva pe final de emisiune, ultima întrebare, cumva să și generalizăm, să avem ca un final, da, de fapt, tragem concluziile. Șansele ca să avem o soluție pentru aceste depozite, astfel încât ele să nu mai reprezinte niciun fel de pericol, fie că sunt dezamorsate acolo munițiile, fie că sunt transportate, deși acum cu războiul din Ucraina nu-mi imaginez cum acest lucru ar putea fi și nu se știe când e sfârșitul, ce șanse sunt ca să fie identificată o soluție în actualul context politic regional? Șansele sunt nule dacă nu facem nimic pentru asta, dacă nu valorificăm potențialul situației, inclusiv creat de război, inclusiv pentru că acest război a făcut nu doar ca moldovenii să-și dea seama că uite, avem pericole, avem conflicte nesoluționate, vrem aceste cozi închise, dar și partenerii noștri, dar Europa, SUA, toți au înțeles că uite, aici avem un alt potențial focar, o problemă care trebuie rezolvată. De asta șansele nu sunt atât de mici, cum s-ar părea. Da, transportarea este imposibil în actuale condiții, dar credeți-mă, și în 2019, când am avut discuții la subiect cu OSCE-ul, cu experții și cu partenerii din cadrul OSCE-ului, erau exact aceleași temeri și îngrijorări legate de o eventuală transportare. Uh-huh. Pentru că războiul, de fapt, a început în 2014, da, dacă ne amintim, și fie că era vorba de Kiev sau de Moscova sau de Washington, erau aceleași îngrijorări, acum ele pur și simplu s-au acutizat, evident. Se pare că distrugerea lor, acestor muniții, este probabil singura opțiune posibilă din punct de vedere și tehnic, dar și politic, nu în ultimul rând. Și da, cum a zis domnul Mija, vorbim de fapt despre o instalație industrială. Nici în asta nu este nimic nou sau extraordinar. Există tehnologie, există know-how, există companii care prestează asemenea servicii. E vorba doar de timp și de bani. Da. Și, dar, ca să, pentru că știți, 20 de mii de tone, toată lumea
auzit deja, sunt 20.000 de tone. Adică că un mic reper, pur și simplu ca să înțeleagă oamenii ce de fapt reprezintă asta. Deci 20.000 de tone sunt 20 de milioane de kilograme. Rotunjim foarte mult și o estimare foarte modestă. Domnul Mișa a zis că sunt obuze de la 100, calibru 100 de milimetri în jos. Hai deja, rotunjesc foarte mult. În mediu, 10 kilograme, da? Așa, pentru simplitate. Deci 2 milioane de obuze. 2 milioane. Asta va lua. Da, și dacă, de exemplu, cu camera Donovan, da, cum să mă zic, le-am explodat fiecare și fiecare obuz durează cam o oră, deci 2 milioane de ore, nu asta faceți calcul care. Da, da. Da, deci... Vreau să reușim și ceilalți invitați, pe scurt, foarte pe scurt, concluzie. Foarte scurt, eu cred că sunt toate premizele, bani sunt, voință politică dintr-o parte este, ori pentru transportat, ori pentru de explodat. Este nevoie doar de un singur lucru. Voința politică a Federației Ruse. Punctum. Nimic altceva. În rest, totul este. Și inițiativă și efort din partea noastră. Da. Dacă, avem dacă așteptăm ca avem inițiative, avem efort. Noi dorim, iată, și aici spunem, că toți spun. Nu va depinde și cum se va încheia războiul de agresiune în Ucraina. Fostul ambasador OSCE, șeful misiunii, fostul șef al misiunii OSCE la Chișinău, domnul William Hill, a spus că instalarea acestor echipamente sau mijloace de distrugere a munițiilor, evident că costă foarte mulți bani, că finanțatorii care au făcut-o înainte sunt dispuși, ar fi dispuși să o facă și acum, și că doar ceea ce lipsește este inițiativă. Trebuie Moldova să fie mult mai insistentă pe diferite platforme ca să insiste pe acest subiect și să aducă subiectul ăsta în discuție mai mult. Bun, noi am făcut un mic efort, am adus subiectul în discuție. Mai departe, oricum rămâne mingea pe terenul dintre cei doi mari jucători. Da? Pe de o parte Republica Moldova, care trebuie să aibă inițiativă, și Federația Rusă, care trebuiește convinsă să cedeze. Eu vă mulțumesc mult pentru participarea la emisiunea din această seară. Le mulțumesc și telespectatorilor care ne-au privit. Rămâneți alături de TV8.